Salut și bine v-am găsit la un nou episod de... Ce e asta? Off-road sau overlanding? Ăștia care au luat acum recent. Și pe acolo s-a băgat taică-mea și cum nu ține frâna de mână, scăpat un pom. Overlanding. Mașinile de overlanding sunt pregătite acolo și mașinile de off-road sunt în garaj. Trebuie să testăm mașina lui Sergiu. Așa că ne ducem frumos, campăm undeva prin Cluj, pe Valea Ierii. Deschidem frumos cortul să se usuce, că cred că l-am deschis. What? Cred că l-am închis ud. Marchiza sigur udă. Pregătim totul de campare, apoi ne dăm puțin pe dealurile din zonă. Un 0-6 pe spate, 0-8 pe față. Alea avem 5 minute. Da. Dar tu da-i după aia. Tu cât vrei să mergi? Da-i. Da-te-l-o de la. Nu știu cât am. Eu tot așa, un 0-8 numai. Să ne grăbim undeva. Între timp eu voi avea puțină treabă la mașină, să strâng tot ce n-a strâns Kiwi într-o săptămână de expediție. Vezi că ai zgâriat-o tare. Troliu? Din păcate. Eu vreau să-i dea blana să-i face content la Kiwi, da? Aici.
Mie îmi pare că dacă mai lovești o tură mașina, dați un follow? O lovit-o, că nu mai știu. Deci trebuie să dați follow când mai se închide ușa. Am zis, dacă mai dă daune, să dați follow. Oh, uite, nu mai se închide ușa, gata, hai, dați un follow. Așa, așa. Gata, gata. Trebuie să mai dați un follow, că spar și kiwi semnalizarea. Într-adevăr, Toyota alu tata e un pic mai mare și nu cred că încape aici. Să bagă pune să băga și eu nu sunt patronul. Dar de ce n-ai adus un prăjitor? Te eu nu știu, ai zis un tub de 10. Se poate să spui ce care are. Asta fără turbo, apă de mai pui și turbo. Da, de eu, fii atent la ușa. Nu țin scaunele. No! N-a frecat-o deloc. Hai, mâncuț. Nu mere, stai să-ți ridic și eu. Dă-te un pic mai în spate. Atât. Hai că mă duc pe deasupra. Nu cred. Stai un pic. Stai, ușor. Aici roata dreapta.
E bine, e bine, hai, hai, hai! Vreau unul din ăsta. Doamne! Poate nu urmărești transumant. Eu urmăresc pe tot de telefon, nu există în transumant. Am obosit un pic, un pic mai mult. Da, ok. Jurul la Toyota, aici. Da. Hai, rata, așa are. Da. Apoi zic că... Ioi. Ți-am zis că nu cape. Atât, nu trece roata, nu trece roata! Apa, roata! Stai că-mi pierd cheia! Eu am ridicat mâinile când am căzut. Cine a venit la noi? Chetani! Și Nașii! Dar bună ziua, bine ați venit! Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Știi cum îți dai seama că avem un începător al dormitului în mașină? Mașina în pantă și geamul deschis. Ia că mișcă. Bă! Ce se întâmplă aici, doctor? Mă! Repede vin să filme. De cazurile. Schimbăm arcul. Așa. Și e bine că e soare și putem să facem plajă, dar va trebui să facem curat. Ai acolo apă? O să-ți scot
pătuțul, dacă vrei, dar se udă, se iarba udă. Și ți-am lăsat ușa deschisă de la mașină, în situația în care vrei să ai un acoperiș deasupra capului, poți să intri acolo și te duci. Înțeles? Să menționez că n-am blocat. No. Așa-i când ai suspensie șmecheră și împarte greutatea mașinii peste tot. Da. Aici îți trebuie fața. Trebuie fața. Începătorii. Îți place mașina, Alexuțu? Da. Vreau să te dai că eu înapoi să urce pe... Hai să vă arăt pe față. Cam pe aici, o să fac Ivi mult. Că are trepada. Și cam așa e la urmă. Murdar. Dar o să fac vizitați rădăcini. Aici a săpat și pământ din ăsta de afundă. Asta ai lăsat aici jos? Da, că am uitat de ea. Păi de ce, mă? Am uitat de ea. Uitat de ea. Aia cui? Aia e al lui Sergiu. A, ta. Am, eu n-am. Eu n-aveam ce. A, da, stai. A, da, că pe aici odată. Ce? Da, da. Îl duci sus, te rog. Stai, stai, că mai avem aici o bucată. Da. Și pe acolo s-a băgat taică-mea. Și cum nu ține frâna de mână, a scăpat un pom. Așa, ui. Pe filmare nu se vede așa, dar e mult mai săpat. Pe filmare ce se vede că... a trecut golful pe aici. Zilei cer GoPro-ul la TV și calculăm daunele. Ia zi, Tașa, ai fost cu minte! Ce faci? Daunele! Că am zis că vă arăt daune, am zis! Kiwi, când a vrut să îl troleze pe băiatul cu Toyota care s-a dus acasă după 20 de kilometri, cam așa? Era o ciotă și era o cârnă ieșită și Kiwi, când i-a prins o blană din aia, noroc cu mine că i-am luat-o. Bine, i-am dat-o jos, că după aia am lăsat-o acolo, că am uitat de ea. Da, nu. Când a zis că a lăsat-o în spate de pavilionul, aripa cade și aripa asta cade. Farul ăla nu e de acum, e de mult. Dar ușa. Ușa, ușa, că se vede stai. Se vede că e îndoită. Tare. Iar și are păcate. Aici îndoitură. Toyota, daunele. Acum aici s-a îndoit.
și ușa. Iar asta se îndreaptă o șormă. Dau ciocane și la loc. Oglindă pierdută, ca și la chine, la cumpăr. Și cam atât. A, da, și bornă arsă în prima zi. Ia zi, ce s-a întâmplat acolo? Ce bornă? Nu bornă, siguranța de la pompă. Da, consuma prea mult curent și s-a ars.